Bine v-am găsit, băieți, la un episod din noastră de Forza Horizon cu Lecturnicu și cu Sălbaticu, iar astăzi avem o altfel de roată, roata norocului de pe GTA am adus-o aici, cu un challenge ceva mai special. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, dar am și roata abonaților. Deci, avem așa, avem 3 mărci de mașini super și 3 mai slăbuțe, adică avem McLaren, Lamborghini, Ferrari, Opel, Volvo și Renault. Cei care o să primească una dintre cele premium nu au voie să le modifice motorul și tracțiunea, iar cei care au norocul să le pice un Opel, un Renault sau un Volvo au voie să le modifice orice. Dar de asemenea avem și roata abonaților înainte să dăm, așa că știți foarte bine, trebuie să dați și voi la roata voastră. Dau, pentru voi avem așa 15.000 de like-uri, 10.000 de like-uri, 20.000 de like-uri, 8.000 de like-uri, dislike și share. Hai să vedem ce ne pică, ce-o fi, o fi. Și ne-a picat 15.000 de like-uri, băieți. Deci trebuie să strângem peste 15.000 de like-uri la acest video. Ce, bă? 15.000 de like-uri. Eu nu dau like că e roata măzluită. Cum să fie, mă? Uite, asta a picat. Bă, e măzluită. Asta a picat, uitați că că se și vede. A, bă, nu se vede de obiectul meu, stați puțin. Uitați. Și săgețuca. Trebuie să stară la mișto. Da. Hai să vedem. Bă, care vrea să dea primul? Sălbatic. Eu, frate, eu sunt primul. Ești primul. Numai, nu sunt. Hai să vedem. Și dăm și pentru Sălbatic. Sper că nu mai ai băgat iar Ford. Opel. Hai să mă fii pe el. Eu, bă, dar care e Opel? Că e ăsta. Oricare vrei tu. Vauxhall. Vauxhall, da. Hai să vedem. Mamă. Ești gata, grasule? Da, da. 15.000 de like-uri. 3, 2, 1 și... Dai! Dacă e pică iar Opel, schimbăm. Băi, McLaren, băieți, deci e la limită cu Renault, deci eu nu știam, dar e bine că scrie aici. La limită, ești nebun. Scrie mare aici, hai să vedem. Și acum dau și eu, băieți. Ferrari! Ferruccio, Ferrari! Enzo! Deci eu sunt ultimul pro! Voie să schimb tot, noi n-avem voie. Da, noi n-avem voie mai nimic. Mai, dar și când zisă grasul așa ceva? Zisă în început, dacă... Fii mare, nu? Ba da. A, scuze frate, eu făceam altceva, că până termina cu ăla. Da, ok. Bă, deci știți ce aveți de făcut fiecare. Imediat să închid și eu roțile. Și hai să... Și hai, bă, să vedem. Bă, eu nu o să iau McLaren, stau să-mi iau alt McLaren, McLaren nu mă prea. Bă, eu o să iau alt Ferrari pentru... Sau nu știu, să văd ce Ferrari am pe aici. Da, bă, nu e și tu FXX-ul, grasul. Păi nici nu l-am. A, bine, ok. Îți dai seama că nu le-am. O să-mi iau alt Opel, da. Bă, știi ce mi-aș lua? Nu. Am aici un Ferrari 458 Italia. Care nu e rău, e doar spate. Mamă, avem niște Vauxhall-uri, mamă. Sau 400 scuderia. Hai totuși să nu, acum nu știu, na, ca să fim și aproape de Sălbatic, că nu pot să-l iau pe la șmecherul F12 TDF. Hai, bă, ia, bă, că eu o tunez, prostule. Păi tu o tunezi, dar tu oricum tu ești în dezavantaj. Ia asta, mă, că mă uit eu pe la Ferrari ce mașini am acolo și cred că ce-mi iau. Bine, dar nu vreau să-mi spuneți modelele voastre, vreau să rămân uimit. Ba da, chiar voiam să spun, frate. Bă, o iau pe asta. Băieți, ce ziceți? Asta, 2015... Eu mai măcar nu mă prefer. O iau pe asta, mă, ce-o fi, o fi. Ce scoatem din păpușea asta? Și asta e ca maxima ce ai putea să ai tu? Bă, da. Cât are la, mă? Aproape de 900, cică. Aproape de 900? Bă, hai că nici eu n-am luat o mașină prea wow, sincer. Da, și mincinosule. Serios? Cred că... Hai să vedem. Vă vezi că mi-au zis oamenii că să băgăm fără collision. Ok. De ce, frate, că așa nu mai se strâng? Și să se distrugă mașinile. Aaaa! Cioci. Bine, mă, hai. Fără așa collision și să se distrugă mașinile. Asta mi-au zis pentru cursa aia pe care am făcut-o noi. Păi bă, aia pentru... Ca să vedem care. Băi, nasol că nu prea poți să o tunezi cine știe ce. Păi nu poți. Bă, așa o las, n-am ce să-i fac. Mama ia mașină. Eu mai am put... Bine, mai am ceva, da. Bă, deci tu mă crezi că... Nu cred că l-ajung pe Sălbatic. E, hai. Pe cuvântul meu. Am 899, puii mei. Am 861. Hai că-i pun acum cauciucurile, ia să vedem. 897 cu cauciucuri. Cred că ajung la 1901. Păi pun jantele mele. Bă, oricum, grasule, e Ferrari despre ce vorbim. Păi ăsta, bă, sincer, pentru pasionatul ăsta nu prea e Ferrari. Grasul cred că știe că despre ce vorbesc. Păi nu știu ce Ferrari luași. Ce faci acolo? Mamă, șalutul, pe aia ți-o lași. Băi, dar pe care? Că era cea mai ok.
Să o iau așa, mă ajută mult cu asta. Și nici nu arată rău. De ce? Fuge urât de cur? Oaleo. A. Păi e 44. Da, dar gen e prea ușoară. Da, bă, oaleo. Chiar că vezi că tu faci mare prostie dacă ți-o ușurezi prea rău pe aia. Păi dacă nu o ușurezi, nu mai pleacă, ești nebun. Deci cum o dau, nu e bine. Cum să mai plece când o tunezi full? Păi full, dar grasule. Am motor de 2 pe ea, cred că. Acum ce vrei, frate, dacă nu vrei să spui și tu de 6.000 benzină? Sau nu, nu poți? Nu pot, ești nebun. Bă, hai că sunt și eu gata cu cotoarba. De care nu sunt chiar foarte mândru. Sălbaticule, du-te. Stai așa, să ies. Nu, nu. Stai puțin, să ies să-ți văd și o mașină până una alta. A, păi deja fugi. A, hai, du-te și fă-i cursa. Ia să vedem ce-și face grasul aici. Bă, hai că nu e rea cotoarba mea. N-arată așa rău. Ce măcară este? Bag pe primăvară sau pe toamnă? Cred că bag pe primăvară. Pe primăvară. Asta 600 LT coupe. Știi ce asta, grasule, al meu. California. A, California, alea urât de nu ne place nouă. Da. Ala. Mama, apăsai să ies. Bă, sper că o luai pe asta. Dar mi-a arătat acolo prima. Păi de obicei să ies o arată ultima, ai grijă. Păi de asta am, că din reflex, că văzui Ferrari roșu. Bă, nu e așa urâtă, bine că o și modificai acum de bestie cum ar veni. Da, grasă, dar uite-te la McLaren, nu o să-l mergi la Ferrari. Azi, da, bă, dar aia ta cât costă? Asta LP-ul nu cred că costă așa mult. Păi cred că asta în realitate e sub 100 de mii. Ce, California? Da. Așa e ieftină? E California, grasule, nu e wow. E Ferrari, no, într-adevăr, dar e un Ferrari mai de... De fraierici, așa. Jet, să-i zic așa, da, uite-o. Nu e de... Da, nu știu să spun, mie nu mi se pare... N-are niciun motor foarte mare, nici foarte puternic, are vreo 400 de cai, dacă nu mă știu, și poate nici ce. Ba, da, are vreo 400 de cai. Sau nu știu, vreau să dați voi mai multe detalii. E mai șmecher ăsta, că l-au scos acum. Pochettino, sau nu știu cum se cheamă. Ia ce uite, pe toți sunt cel mai prost, mă, stați liniștiți. Hoca mea e incontrolabil. Bă, Hoca, ești foarte aproape de mine și noi suntem doar spate. Da, dar eu, a mea e ușoară, gras. Bă, da, du-și și tu să ne lovim și să... Ăsta, să nu ne lovim și să avem damage la mașini. Da. Păi nu zici, mă, că e pentru aia de competiție, de nu știu ce. Sau băieți. Ia uite și tu cum plecă ăla, grasul e numai pe pedalatul. Aha. Păi îmi ia curba. A cui e vina că ești tu prost? Păi nu e vina nimănui, dar nu vreau să-mi ia curba. A, da. Da. Deci nu fu vina animalului, dar nu vreau mașina să ia curba. Bă, de-aia ud pe jos, nu? Bă, mă, se face praf. Tu știi cât de ușor îmi fu... Degeaba e 4x4, mă ajut. Ce vreme te-am pus eu să-ți iei corsa. Păi bravo, și ce voiam? Cam ce voiai să-mi iau grasul? Nu știu, fratele meu, altceva. Bă, ce ai grasule, că e... Abia aleargă mașina asta. Dacă eu jucam cu LP-ul ăsta, o făceam praf cu ăla al McLaren. Care? Dar oricum tu ai cea mai ok și alt. Bă, cea mai bună. E mai mult mai controlabil decât ăla. Și gândește că l-am doar spate. Asta? Da. Bă, asta abia fuge, deci așa nici pe stradă nu prea stă bine. Uite și tu cum ia curbele. Și bă, și ca a mea nu e niciuna, crede-mă, grasule. Ai grosul că e mașină de ăsta, a sălbaticului, că am așa mișto. Aia, bă. Eu am avut-o pe aia. Păi da, bă, dar nu poți să te ții la ea, ești nebun. Deci, și nici măcar n-am asta, să pot să-i dau ușor accelerație și ăsta, curbă. Că sunt noi trebuia să nu le tunăm grasul de deloc. Zici? Nu, chiar deloc, bă, da. Bă, eu sunt aproape de scor cu el, deci de ce zici, e diferență păi da, de 10. Bă, dar nu e vorba de scor, grasul, e vorba de mașină. Bă, frate, dacă ăsta ți-e noroc în viață, ce vrei să-ți fac? Obișnuiește-te cu asta, uite, că a mea nici 300 nu ia. Pa, bravo, grasule, mie mi-ajunge la 300. Tu ți-ajunge, mă? Cum să n-ajunge? Eu, păi, da, poți să e ușurică, drăguțică, cochetuță. Drăguțică? Drăguțică, scuze. Îți faci treaba cu ea, foarte bună mașină, consum mic. Ia uite, da, Ferrari-ul ăsta nu e nici cal, nici măcar, jur că e dezamăgit. No, grasul a avut mare noroc. Și gândește că nu m-am lovit, dar degeaba, nu. Ba, eu m-am întors de vreo 3 ori de cur. N-am. Îmi fuge așa de cur, dar e controlabil cât de cât. Nu, no, la mine aia e că dacă a apucat să-mi fugă, s-a dus. Sigur. Pe bune, o iau te cred că am avut și-o înainte. O iau ușor la asta, să nu mi se facă nici asta galben. Asta nu, asta e berberita asta mea, nu știu. De ce luai o California, nu știu, că puteam să iau orice al Ferrari.
O puteai să ieși tu ca să simți și o competiția grasă, că așa. Păi ideea aia, că dacă luam pe ăla al meu preferatul, te făcea muci. Care era altul preferatul? Ăla F12 TDF-ul. Berlineta. Nu e, nu e Berlineta. Știu, ea. E TDF. Știa grasule că ăla de seamănă cu Berlineta cât costă în realitate? Ah. Un milion. Bă, ești nebun, da. De ce așa mult? Nu știu, că e de colecție, e foarte rară. Mamă, e grasul cu 15 secunde, ești nebun. Eu nu cred că o termin, băieți. Sincer. Depinde, după al doilea să-ți dă DNF aici, că nu. Nu, deci după primul ai 30 de secunde să termin cursa. Vă mai aștept și pe voi un pic. Vezi că ăla nu așteaptă dacă cumva la asta te ștepți grasul. Păi da, bă, de-aia mașină de... Nici nu mai știu la să aștepte. Oho, sunt în spate rău. Da, să mă fac prah. Uitam după grasul pe hartă. Ia să vedem. McLaren. Mamă, ce-aș vrea și un McLaren în realitate. Da, bă, mai obișnuie să răcuia, că nu mai sunt curbe din alea rele acum. Mamă, cât de... Cât de berberit e California asta, jur. E berberit rău. Deci mi se pare mult mai controlabil, deși e doar spate și no. E vaia de capul lui când accidentează, dar ca și fână și ca... Mai încolo. Ca celălalt. Da. Care am făcut noi curse data trecută. Pe mai ușor probabil și de aia și nu știu. Cred că da. Bă, da oricum, era sălbaticul când mi-a dat 620 scupe parcă, sa? Nu, ce? Nu ăla. Nu e ăla. Că l-am și băieți, eu în felul ăsta nu termin cursa. Păi ce crezi, că eu o termin, că ne dă la 30 de secunde. Păi grasul e la 20 de secunde și eu la 33. Bă, că mai știu și eu un pic. N-ai bă, ce să faci, e prea... Așa acum, sau? Nu, acum prea berberită. Nu. Pară mai scăzură secundele. Nu, dar la ea o curbă foarte... A, corect, că mai contează și de map. Da. Și de șofer, îți dai seama. Acum se duce drept, n-are niciun stres, să vezi acum cât crește. Da, cât prins și alut? 300 și ceva, uau, e berberită rău, nu știu, băieți, nu mi-a plăcut deloc. Da, deci că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea. Nu termina, știu, bă, bine, eu sigur o termin, dar nu cred. Bă, sigur o termin, că ești la 27 de secunde, prostule. Nu ți-mi termin nici tu. Nu te ajung pe tine, dobitocule. Păi mă ajungi că mă distrai eu cu ea, că e berberită. Da, se distruie cu ea, mă. Da, mă, da. Ia uite și tu la ea, cum se duce de cur. Bă, dar se duce, așa-mi place de a ști că rupe rău adereța, dar de dus nimic. Tu văzuși? Nu, te văzui pe hartă. Hai, treci linia, bă, treci linia, că vin. Și mă opresc. O termin, băieți! Stai să vedem. O termin, o termin, o termin. Bă, și cu cea, rezultatul la care ne așteptam cu toții tocmai s-a realizat. Grasul pe primul cu al lui McLaren, eu pe doi cu Ferrari California, care e cel mai de căcat. Bă, și... tași că e mai bun decât Corta. Păi dacă tu nu știi să o modifici. Nu uita să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade de genul, băieți. Bine, voi trebuie să strângem peste 15.000 de like-uri și sigur ne vedem data viitoare și am primit un GTR la roată, bun. Pa, pa. Pa, pa.